găsit! Numele meu este Romina Hălmăgeanu. Sunt profesoară de limba și literatura română și îmi face mare plăcere să fiu aici, pe YouTube, pentru a te ajuta la română. Subiectul de astăzi este elementele de versificație. Atunci când vine vorba de textul liric, de poezie, este inevitabil să nu discutăm și despre structură, despre elementele de prozodie, numite și elemente de versificație. Aceasta va fi o lecție pur teoretică, pentru că în videoclipul următor vei putea urmări și partea practică a lucrurilor, deci să trecem la treabă. Elementele de versificație sunt: versul, strofa, rima, măsura și ritmul. Le vom lua pe rând, exact în această ordine, pentru a le explica mai bine. Versul este unitatea de bază. Este acel rând din fiecare strofă. E cel mai simplu de identificat la acest moment. Și cântecele au versuri până la urmă, nu e așa? Strofa în schimb reprezintă o unitate de mai multe versuri. O strofă poate să fie alcătuită dintr-un vers sau din 2, 3, 4, 5, chiar și peste 12 versuri. Iar pentru a clasifica strofa în funcție de numărul versurilor, vom deschide aici o listă. Strofa care conține un singur vers se numește monovers. Distich se numește strofa cu două versuri. Terțet, strofa cu trei versuri. Catren, strofa cu patru versuri. Quintet, strofa cu 5 versuri, sextet, strofa cu 6 versuri, septimă, strofa cu 7 versuri, octet, strofa cu 8 versuri, nonă, strofa cu 9 versuri, decimă, strofa cu 10 versuri, undecimă, strofa cu 11 versuri două decimă strofa cu 12 versuri, iar dacă poezia are mai mult de 12 versuri, o vom numi polimorfă. Această clasificare trebuie învățată foarte bine, deoarece ne poate apărea în față o poezie care are o strofă de un vers, o strofă de trei versuri, o strofă de patru versuri. Iar dacă suntem puși în situația să discutăm de, despre tipul strofei, va trebui să l luăm pe rând și să le numim ca atare. Al treilea element de versificație este rima. De mici copii am învățat poezii care rimează, care creează o armonie sonoră. Iar aici trebuie să fim foarte atenți la ultimele silabe ale cuvintelor din vers. Dacă primul vers rimează cu al doilea, iar al treilea rimează cu al patrulea, rima se numește împerecheată sau împerechi. În schimb, dacă primul vers rimează cu cel de-al treilea, iar cel de-al doilea rimează cu cel de-al patrulea, rima. Va fi una încrucișată. Se vede chiar o intersecție între linii dacă le vom trage cu mare atenție. Uh, rima încrucișată presupune rima dintre primul și cel de-al patrulea vers cu rima dintre cel de-al doilea și cel de-al treilea vers. Chiar dacă sună ușor pleonastic. Măsura unei poezii se măsoară în silabe, nu în altceva. Iar pentru acest lucru avem nevoie de o despărțire corectă a versurilor în silabe. Va trebui să despărțim fiecare vers în parte. E posibil ca măsura să fie constantă, și să spunem așa. Uh, măsura uh, versurilor este de 10 silabe. Însă, putem să fim surprinși de faptul că un vers uh, măsoară 10 silabe, un altul măsoară 11 silabe, un altul măsoară 15 silabe. Da, e posibil și așa ceva. Iar în cazul acesta vom nota măsura variază între 10 și 15 silabe. Vom lua, practic, extremele cea mai mică măsură și cea mai mare. Ritmul este mai puțin studiat astăzi la școală. În ritmul trohaic presupune un picior metric de două silabe, unde accentul va cădea pe prima silabă, cum ar fi casă, masă. Acestea fiind uh, cuvinte dintr-o presupusă poezie, da? Ritmul iambic presupune un picior metric tot de două silabe, dar cu accent pe cea de-a doua silabă. Iar un exemplu relevant aici ar fi mișca, mergea, zbura. Observăm clar accentul pe cea de-a doua silabă. Cam acestea au fost elementele de prozodie așa numite elemente de versificație. Sper că ți-a fost util acest material. Îți, îți, sugerez să urmărești cu mare atenție partea aceasta teoretică pentru că te poate ajuta atât la gimnaziu cât și la liceu. O zi bună îți doresc! La revedere!